mama până am fost de 14 ani. Era fericită când mi-au trăit părinții. Ce faci, mamă? Da, păi nu mă stau. Dar unde te-ai îmbrăcat? Unde mi-ai așa? Mă duc la deal, la bărbat, acolo sus. Te duci la bunul la deal? Da. Dar cu cine mergi? Cu Alin. Cu Alin? Adică eu te duc? Adică da. Să trăiți. Asta să duc pe șefa, pe bunica, într-o expediție. Uite, și-a pus pălărie de safari, zici că în Africa mare. Hai să mergem la deal, mamă. Hai. Un pic are ajutoare, dar se descurcă. Cum? Ce să fac? Urcăm gagica în mașină. Și apoi... Nu, hai să vedem, mamă. Scuzați dezordinea din mașină, dar... Atât s-a putut. Mai greu, da. Da, ai mânări în asta, e bine, nu-i ca n-aia neagră. Nu, mâner, hai că te ajut și eu. Na? Ești gata de drum, mă? Gata. Și mergem pe jos, pe casa lui Bunu, să se mândrească Pironica, uite acolo. Da, uite-te aici așa. Auzi? Asta e grădinuța voastră? Asta, da, mai am una acolo. Vai, dar ce fain. Mai am una. Lasă că te pun pe tine între ele. Te pun pe tine între ele și apoi îmi povestești. Bine, am una mai faină acolo. Da, hai să mergem. Hai! Mere lucru! Vai. Eu anul ăsta am crezut că te-ai lăsat în sfârșit de pus în, ia uite-ne, în pământ, dar văd că tu ai mai multe. Mai multe anul ăsta. Nu prea ai pus acasă, dar ai pus. Acasă nu-i bune puiul mamei. Păi nu, că mi-am făcut gazon. Da. În loc să te lăs pe tine să faci grădină. Lasă, că e bine așa. Bine ai făcut. Uite, aici mi-am făcut grădinuță din nou. Până am avut acolo de la deal, dar nu e așa bine ca aici. Și mi-am pus, uite și se vede. Fasole multe, șapă, cartofi, de toate. Și după ce am pus. Usturoi ai acolo? Nu, nu, e șapă, o plantat-o ieri. Așa, cartofi. Cartofi, dar păi am urat. Ce fel de porumb? E de asta mai de fiert? Nu, așa la al treilea rând e de fiert și am mai pus să mai răsară. Și apoi cum te descurci tu, măi mamă, la anii ăștia să vii aici, să căpălești? Să... Asta spun drept că l-am căpălit eu și celălalt mălai. Dar asta o plantat Maria și apa, o... făcut dincolo. Deci ai avut ajutare? Da, bineînțeles. Trebuie să vă mai m-ai lăsați, făcut. Ajutați, că nu mai merge. O mai făcut. Uite. Și bunul e acolo și are ajutare, singur nu mai. Nu pot, n-am cum. Dar ți-e drag, nu te poți lăsa așa, ai? Mie atât îmi place să-mi pun, să am. Să mânci tu mâncare produsă de tine. Să vin să-mi iau niște castraveți de aici. Ai zis-vă câteva roșii. Una altă. Dar brânza? Cum e brânza anul ăsta? Brânza. O venit deja, ce ai făcut cu ea? Ai frământat-o? Am frământat-o și am pus-o în ladă, în congelator. Da. Și ai tătanul scos câte o bucată? Tătanul, mi-am făcut așa, am porționat așa. O să vă luați și porc? Da, vrem. Dar nu țineți voi, anul ăsta nu țineți voi. Nu ținem că nici nu am unie și nici nu mănăcăjesc, că eu nu pot mereu să-i dau de mâncare. Am înțeles. Și cumpărați de la cineva tot așa care ține acasă, nu? O să vedem. Când mai are mamă la tine, de unde ai copilărit, de unde ești tu, aruncul Salvi. Când vrei tu. Du-te mai încolo. Când vine Vali, ne suim tăți în mașină și dăm o tură până acolo. Vai, doar nu-mi faci bucuria asta. Păi trebuie, mamă. Și... Atât am de drag acolo. Nu e așa fain, da? Ba, e foarte fain. E foarte, cum e, dar mie mi-e atâta de drag. E zonă mai aproape de munte, mai verde, mai, da, mai cu pădure. Păduri până ai lume și toate, și acolo au oamenii, tot felul de bucate, tot ce vrei. Dar când erai copilă, ce animale aveai acasă? Oiță. Și mai ce? Și găini. Atâta, n-aveai cai și... No, eu singură la 13 ani. Dar tu ai rămas la 13 ani? La 13 ani am rămas fără părinți. Și mi-am ținut câteva oiță și găini. Ce-ai descurcat tu, cum ai putut? Cum am putut? Ne-am lucrat pământul. Dar părinții aveau mai multe animale când... Când trăia tata, avea cal, avea vaci.
două vaci, un cal și oi și capre. Și le ții minte, tăte, cum a fost? Cum... Păi eram copilă, de... puteam și de vreo 7-8 ani. Și îi ajutai? Mă duceam cu miei, n-aveam și să le ajut, că eram copil. Da, dar păi nu, suficient să merg cu miei. Mă duceam cu miei, cu vaca. Nu am înțeles. Da, ai amintiri așa de cât? Am tot felul de drag, așa, când mi-aduc aminte de rung, vine și odată tresar. Cât a trecut de atunci? 70 de ani. Câți ani ai tu, mai mamă? Câți ani am? Acum, da. 85, și avea în octombrie. 85? Da. Sunt aproape 80 de ani de atunci, de când îți amintești că erai cu miei. De vreo 77-8 de ani. Da. De atunci, de când am venit aici. Trebuie să-mi povestești odată, cum erau oamenii pe atunci, care e diferența? Cum se îmbrăcau, ce mâncau mai mult și numai, cu ce s-a schimbat? Că mă gândesc că de la diferența de 70 de ani s-a schimbat foarte mult lumea. S-a schimbat multe. Atunci nu mai vedem, era așa de rândul traiului, era greu și haine și trebuia să sara să torcem și să țesăm și să ne facem cămeși și încălțâi și toate cele. Nu erau mașini pe atunci, mașini de pe drum, nu umblau, nu? Păi la noi nici nu era, nu era asfalt ca și cum iamu. Era rău, rău era. Treșeam apa, nu știi nimeni pe câte locuri. No. Locul unde stăteai tu era aproape de apă, aveai un râuleț prin fața căsii? Da, da. Și erau pești în el? E, și de câte ori facem, dam apa pe de-o parte și meream și cătam pe sub cetrii pești. Da? Da. Și ce făceai? Că îi prăjeai, mâncai? Îi prăjeam, îi facem. Și apoi îi facem așa, știolul, așa, și facem și ne scăldam vara. Ce fain. Era fain. Avem într-un loc unde se strângea tinereți și câte râsuri, câte... Era fain. Am înțeles. Dar nu uite, la firul îi sună iPhone-ul. Am îți sună iPhone-ul, pe atunci n-aveai, a? Ba, da. Ce-ți mai amintești cu drag din perioada aia? Păi, așa când puteam, mă duceam în sat, la joc, când am fost noi mărișoară țără. Aveai drăguț pe vremea aia? Mai aveam câte un prieten, dar nu știu cât de mulți drăguți, că eram singură și mă temem și... Am înțeles. Am era foarte dar ce am vrut să te întreb, mamă? Pe vremea aia umblau așa urși, lupi? Erau că tu erai mai în capătul satului. Da, eram, dar... Cum să zic, era, dar la deal, undeva pe deal, pe la păduri și așa, dar pe acolo la noi nu. Nu. Era mare în acasă când venea de să topea zăpada la colo în sus. Venea apa mare și ne inunda și ne ducea puntea și în acasă. Asta... În ziua de astăzi nu mai e la fel. Eu știi că și eu am copilărit la Telciu și tot așa, Sălăuța vinea când se topea zăpada, prăpăt făcea. Acum, din cât era de mare Sălăuța, e un pic de apă. Așa, mi-era și mai mare supărare și în cauză, vai, că se topește, omătul, îmi pare rău. Că se topește și... De atunci iernile erau ierni. No, bine, era zăpadă mare și... Eu copil și nu aveam lemne și au fost așa, au trecut, a fost bine. Zi, trebuie să-mi povestești, care e cea mai faină amintire care o ai tu de acolo, din Runcu Salvi? Nu știu, să mă gândesc așa, nu mamă, trebuie să spun oricum. Păi zi, una așa care îți vine în minte, cea mai faină amintire care o ai tu? Meream duminica la joc. O întâmplare așa care ți-a adus bucurie. Așa nu știu ce să zic, ce fel de... care să-mi aduc. Din copilărie, din orice. Eram fericită când mi-au trăit părinții, eram micuță și atâta mă mai mă dărea și atâta mă simțeam de bine între ei. Dar pe după ce... Deci asta-ți bucuria ta. Asta-mi și care a fost cea mai urâtă amintire, cea mai dureroasă, care... Nu știu dacă poate vorbi. Spune. Când o decedat atunci a fost. Dar cum s-a întâmplat? Păi bine. O murit tata, l-am îngropat, o mai trăit mama, l-am îngropat. No, o mai trăit mama până am fost de 14 ani, a murit și mama așa. La diferență de cât timp a murit? Păi de la
cum să zic, am fost de 9 ani când a murit tata, am fost de 13, de 14 când a murit mama. Și-a rămas singură. Da. Înțeleg, nu, lasă că-l facă să nu mă simt. Așa. Deci tu la 13 ani deja erai, dar mai aveai frat și surori care să stați n-am împreună. N-am avut pe nimeni. Și ai stat singură, singură? Nu, singură m-a avut părință. A avut tata, alți copii cu altă femeie. După aia? Nu, înainte. Înainte? Înainte, după era căsătorit fiecare cu... Am înțeles. Dacă l-ai cunoscut pe încerci, stau închidim. Îl cunosc. Un om bun. Bun. Mi-era drag. A murit, săracu. Da, Dumnezeu să-l ierte. Da, cu el. Și cât timp ai mai stat? Cu el te-ai ajutat, asta ai vrut să zici? Da, dar pe el s-a însurat, s-a dus în armată. Păi nu, ca omul trebuie să-și facă viața lui. A avut familie, a început să aibă copii și nu. Am înțeles. Și câți ani ai rămas de la 13 până la câți ani ai rămas singur în drum cu Salvi? Până la 17. Până la 17 ani? Da. Și după aia ai venit la Dumitra? Da. La 17 ani ai venit? M-am căsătorit și am venit aici. La 17 ani. Am înțeles. Și cum era? Cum era Dumitra, în schimb? Oricum, ca runcu, mai bine, că nu era asfalt, dar era oricum mai bine, mai fain. Deci nu era asfalt la Dumitra pe vremea aia. În ce an ai venit? În 58. 58? Și după aia, în 58 încă nu era Ceaușescu la putere, nu? Nu, era Gheorghe. Și pe la noi, prin fața casei acolo, nu era asfalt, era drum de țară? Țară și grob și... Am înțeles. Da. Și te-ai căsătorit și unde ai stat în Dumitra? Aici unde stăm sau în altă parte? Știu unde a stat Filuț. În altă parte, cam în unde contează. În altă parte, în mijlocul satului, încolo. Și după aia ați cumpărat casa asta și v-ați mutat? După ce ne-am cumpărat casa asta și ne-am mutat și am început să mai reparăm la ea, mai nu știu ce și cum ne-a apucat, așa a fost. Am înțeles. Până ne-am adunat atât și am făcut. Și după aia a venit vremea lui Ceaușescu, a început să se construiască o grămadă de chestii prin Dumitra. Da, așa. Erau pe vremea când te-ai mutat tu, erau viile. Erau? Nu, eu am plantat la vie. Era vie veche, și știu de la cum. Saș. De la Saș, dar puțină, nu era atâta. Am plantat la vie pe toate hotarele și alea. Am înțeles. Dar ții minte că în centru era o pivniță foarte mare să sască din câte... Acolo unde... Ai prins-o? Dar cum? De câte ori și era mare înăuntru? Mare și ce atâtea mie? Butoare mari. Dar alea erau rămase de la Saș, nu? Eu cred că da. Mi-aș fi dorit să văd și eu odată beciurile alea. O pivniță mare. Și pe vremea ta când ai venit, turnul bisericii ăsta mare, avea vreun rol? Era deschis, să ținea ceva în el? Ținea sasă slănină acolo. Adică când ai venit tu erau încă saș. Și la plecarea sașilor, mamă, ce s-a întâmplat cu casele lor, cu moșiile lor? Au rămas, tate. Dar ei s-au dus de bunăvoie? Păi atunci, prima dată când s-au dus primii, s-au dus forțați. De către cine? De către stat, eu știu, deci n-am deci, fost aici când s-au dus. Și-au rămas Dumitra cu casele alea frumoase, făcute din piatră, tot. Și-au rămas casele goale? Au rămas, apoi au venit învălit românii și-au intrat și peste sas și care de care le-au ocupat. Uh-huh. Deci cumva, da, cumva a fost tristă povestea asta. Cam trist a fost. Și oamenii s-au întors în țara lor natală, în Germania, nu? Da, păi s-au tras acolo, după au pierdut legăturile cu neamurile, cu... S-au dus și lucrat așa la nemți, care cum până s-au instalat, până... Deci practic nu s-au întors nici acolo la ceva singur, practic s-au dus... S-au dus, păi nu, totuși... Dar tu ai ținut legătura, ai avut prietini sau prietini? Prietini, după ce s-au dus în Germania numai cu una. Da, aici ai cu tatea și bărbați și femei și am lucrat la oaltă și da. Era unul șef acolo la magazie și lucram acolo la lopătar, la greu, la... Dar ei între ei vorbeau nemțește sau vorbeau românește? Între ei, da. Vorbeau nemțește? Nemțește. Și n-ai învățat ceva cuvinte pe vremea aia? Nu știu cum atât am fost de încuiată, nu m-a interesat. Nu te interesa. Nu m-a interesat, așa auzeam cum vorbea. Deci și copiii, dar aveau școală, nu? Unde era școala pe vremea aia? Păi era școala în Dumitra. Da, bun, dar unde? Unea, nu unea asta, mai unea, la cap de bou.
Era ceva școală. Înțeles. Și ei învățau sași, copiii de sași, învățau direct limba germană sau învățau românește? Și. Dar copiii românilor care erau veniți, învățau și ei germană sau nu? Nu cred. Poate. Aici nu știu, că dacă n-am avut copii pe vremea aia, nu știu. Bun, și te-ai căsătorit în Dumitra, ai avut două fete pe care le ai, încă să-ți trăiască. Să-mi trăiască și nepoți. Și cum e alegerea? Ești bucuroasă că te-ai mutat la Dumitra sau... Sau da, poate ți era mai bine la... Nu că mi-era mai bine, dar mi-era mai drag, că acolo am crescut, acolo cunosc oamenii, știu cine, cu cine ne-am și... Dar acum te-ai făcut, ești ca un fel de SRI, îi cunoști pe ăștia, după ce ne pet, și pe toată lumea. Mai bine ăștia ca și ea. Am și înțeles. Acolo îi cunosc numai așa câțiva, care tineretul nu cunosc de astea, mai de vârsta mea, mai mari cu ceva. Am înțeles. Da, mamă, și în mare cam asta a fost viața ta. Te-ai născut la... În Raiul din Runcu Salvi. Da. Și ai venit aici pentru un pic de prosperitate. Era mai aproape de Bistrița, aici se întâmplau mai multe lucruri. Nu, aici m-am căsătorit. Și de asta ne-am făcut la început, că nu stă nimeni, nu vine să stea în Runc. Păi nu, pentru că aici Dumitra avea mai mult potențial de dezvoltare. Da, aveai, da. Îți găseai de lucru în Bistrița, erau dealurile astea lucrate. Apoi au început lucrările în Bistrița, construcții și câte. Unde ceva era numai o cabană acolo în mijlocul și un restaurant acolo era. Și după aceea, apoi s-au început a face blocuri. Și... Trebuie să-mi povestești odată amintirile tale. Cum a fost când ai venit în Dumitra? Cum ai fost prima dată când ai fost în Bistrița? Câți ani aveai când ai ajuns în Bistrița, în oraș, prima dată? Prima dată m-am dus cu mama la doctor, că a fost bolnavă. Și m-am dus cu mama la doctor, era pe Alba Iulia, un spital, și știu, și m-am dus acolo. Păi, un copil nu le-a nimeni seama, nu știu ce. O mai trăi mama un pic și a murit. Și cum era orașul? Cu ce ați mers până acolo? Cu autobuz, era din Telciu, din Baia Borșa, nu mai știu, cu un autobuz. Și unii v-au lăsat în autogară, unii autogară acum? Unde a fost autogara? Și de acolo pe jos. Dar unde e autogara așa acum? Așa atunci era tot acolo, era lângă gară, nu? Nu, aici la Domus. La Domus? Aici la Domus. Acolo era, nu era farmacia și aia, nu era locuri. Deci practic aproape de pietonalul Liviu Rebreanu. Da. Aproape de ce? Acolo era autogara. Da, aici, în spate, la Domus. Era între autobuzuri și pe unde să intre, merg la farmacie așa, sau merg la magazinul mare, nu știu cum îi zice. Și nu erau atâtea blocuri când ai fost tu prima dată? Ce blocuri? Că nu era blocuri, nu era. Nu erau blocuri în Bistrița? Nu, căs, numai nu. Ceva care făcute și știu, dar așa numai cu... Deci, practic, când ai fost tu prima dată, erai copil, asta când a fost, în ce? Când am venit în Dumitra? Nu, în Bistrița prima dată. Cam în ce an, aproximativ? Aproximativ. Tu din ce an ești născută? Din 39. Din 39, hai să zic, în 48, 49. Mă rog, 49, să zic că aveai 10 ani, aproximativ. Da, deci da. În 49, Bistrița era ca un fel de sat acum. Cum e un sat acum la noi, un sătuc, așa era Bistrița. Satele cu mult mai faine decât cum era atunci orașul Bistrița. Dar pietonala, unde e acum, unde erau săsăși acolo? Da? Mașini și care cum. Da? Unde sunt acum terasele? Unde sunt terasele? Pe acolo trecea și merea încolo câtă sub gălete și mai jos. Și era și atunci îngrijit și tot așa, nu erau, cum să zic, acum văd că sunt tot felul de restaurante și acolo sub gălete erau tot felul de magazinuțe, tot felul de meșteșuguri. Erau atunci pe vremea aia? Nu, era acolo pe partea așa și pe cealaltă, Și pe lângă biserica mare, că era biserica, clar. Era, da. Și ce era pe lângă ea? Era tot așa? Un gard, tot așa. Atâta tot? Atâta. Și pe de-o parte nu era gard, unde mereai pe lângă biserică, dacă vrei să mergi. Și oamenii încă erau sași acolo, încă stăteau, era plin de sași, că acolo da, a fost... Da, era. Mie mi se pare, Bistrița, și acum, dar atunci mi-l imaginam un oraș așa tare, tare pus la rând, frumos. Dar nu atunci. De când? Așa s-a modernizat. Păi nu când s-a modernizat, eu mă gândesc mai
de mult, mai pe vremuri, când, păi, când erau sașe, când trăiau ei. Cât frumos, într-adevăr. Cum ieșeam pe tonală, cum scrisele și erau. Păi alea mă gândesc că erau și atunci, erau, la fel. Erau, ies magazinele unul exact. Pe altul. Acolo, deci alea, acolo le-ai găsit tu când ai fost, acolo în 50. Acolo le-am găsit, da, și pe de-o parte și pe de-alta. Și nu era atât așa îngrijit și curat? Păi nu era, nu era asfalt. Prin... Nu era asfalt? Nu. Dar ce era? Piatră de aia cubică? Da. Dar totuși nu era pământ? Nu era pământ. Era piatră așa... cubică? Da. Așa era, păi, vama pe vremuri. Tasată, frumos. Da. Îmi și imaginez când trecea un autobuz sau un car cu cea cum sună. Ce fain. Asta a fost, ce să faci. Trebuie să te mai gândești un pic, să-ți amintești și să mai împovestești. Bine. Oricum, astea rămân. Poveștile astea tale rămân pentru totdeauna. Du-te, mă. Păi nu? Nu. Da, bine, mamă. Îți mulțumesc că m-ai adus. Ești foarte mândru de tine. Uite, acolo văd și mineluțe. Ești foarte mândru de tine și de Bunu. Bunu! Da! Te salutăm! Cușu! Cățelu! Au ei cățăi aici, au niște cățăl. Mieluți. Hai în cauci! Cușu! Zic, mamă... Hai! Uite! Hai la mamă! Vreau să vă arate. Hai la mamă! Ia uite că au cățăi aici. Deci, dacă aveți bunici, petreceți mai mult timp cu ei, prețuiți-i. Că nu se aveți pentru totdeauna.